Milostenia nu este numai să dai din traistă. Milostenie este ca accepti pe un om să stea lângă tine, fără să îl alungi în gând. Ai un coleg care are un ecaz, trebuie să știi să-i faci o mângâiere, să-i descrețești fruntea. La săraci poți să faci o rugăciune scurtă. Doamne, miluiește-le! Dacă nu poți să-i dai, că ești în tramvai și el este pe trotuar. Întrebarea se pune, cum ne este inima noastră în legătură cu suferința din jur? Cel mai mare lucru de care vom fi întrebați la judecata de apoi este: De ce nu am dat mai multă atenție semenilor noștri? Și Nu este niciodată nimeni degeaba lângă tine. El este cu știința lui Dumnezeu, ca tu să-l ajuți sau să te folosești. Te folosești, că poate are o putere de duh mai mare. sau îl ajuți tu, în sensul de a-l suporta. Este o mare greșeală atunci când certăm pe unul sau pe altul. Îl rabdă Dumnezeu și pe acela, și de aceea l-a pus în calea ta, ca să-l rabzi și tu și să te încununezi. Dumnezeu nu ne ține că suntem noi foarte vrednici. Ne ține că este foarte milostiv el.